Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă spun de la obraz, vă spun fără a mușamaliza niciun fel lucrurile. De-a lungul timpului v-am explicat că situația, sigur, și când era în stare de urgență, era totuși sub un control. De data asta vă spun de la obraz că nu e sub niciun control, dar ne pregătim dintr-un moment în altul să-l ascultăm pe președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, care înțeleg că are un anunț foarte important de făcut. Intuiesc că e vorba de faptul că îl va anunța pe domnul din stânga, dar uite ce s-a tuns. Domnul Rafila, pare, uite ce s-a aranjat, nici nu-l mai recunosc. Domnul Rafila va deschide lista de parlamentari ai PSD-ului. Îi spunem bună seara lui Răzvan Sanfir și continuăm zilele acestea acest test pe care îl facem de a transmite emisiunea în sistemul acesta a COVID, să zicem așa, nefiind vorba de COVID, dar totuși e sistemul, mă rog, care a fost inaugurat de televiziuni în perioada aceasta. Să-l vedem și pe Răzvan dacă e pregătit, dar să-l ascultăm un timp pe domnul Ciolacu și ne întoarcem. De când am preluat funcția de președinte al Partidului Social Democrat, am spus foarte clar că partidul trebuie să se deschidă în primul și în primul rând pentru specialiștii din prima linie deja recunoscuți atât pe plan național cât și internațional. Astăzi aș dori să-i mulțumesc domnului profesor dr. Rafila că s-a alăturat echipei noastre și sunt ferm convins că această luptă cu pandemia nu este una de conjunctură și nu este o luptă care va dura foarte puțin timp. Este o luptă de durată. Atunci România și românii și Parlamentul au nevoie de specialiști în Parlament care să facă legislația pentru această luptă cu pandemia. Este a doua zi consecutivă când suntem cu o raportare de peste 4.000 de infectări. Este clar că guvernul României actual nu gestionează această pandemie. De cele mai multe ori caută scuze sau caută vinovați. Mă uitam astăzi la televizor că ministrul sănătății și ministrul de interne tăiau o panglică la un spital oncologic. Foarte bine că s-a făcut acest spital, dar gravitatea situației parcă nu reușește să-i capaciteze în direcția în care trebuie să acționeze niște demnitari și să se oprească din această campanie electorală și să vadă că oamenii sunt speriați și cu totul și cu totul altele sunt problemele românilor și nu tăierile lor de panglici. Repet, Parlamentul României are nevoie de specialiști în fiecare domeniu, dar în acest moment traversăm cea mai mare criză sanitară și economică după cel de-al doilea război mondial și oameni precum doctorul Rafila trebuie să se regăsească în viitorul Parlament al României. Domnul profesor, vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs invitației noastre și a mele personale și sunt ferm convins că veți face exact ceea ce trebuie în Parlament. Chiar nu doresc să politizăm mai mult decât trebuie acest eveniment. Domnul profesor. Mulțumesc frumos. Mulțumesc domnule președinte Ciolacu pentru încredere. A fost un pas dificil pentru mine, recunosc. Dar, pe de altă parte, având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut, nu neapărat Partidul Social Democrat, să pot să ajut această țară împreună cu mulți alți colegi. Nu putem să ajutăm doar individual, trebuie să existe un grup, un colectiv, o gândire, o idee comună, încât să putem să avem o legislație în domeniul sănătății care să facă posibilă și pentru oamenii din România
să facă posibil un deziderat la care noi suntem parte, dar din păcate nu l-am atins. Accesul universal la servicii de sănătate, adică fiecare om din această țară să poată să obțină atunci când are nevoie, unde are nevoie, fără să-l împovăreze financiar, serviciile medicale de care ar trebui să beneficieze. E un dificil, trebuie câteva ingrediente. În primul rând este nevoie de o legislație, este nevoie de oameni care să implementeze acea legislație, de finanțare și poate mai presus de orice, cred că este vorba despre bună credință în aceste demersuri. Din păcate, intoleranța, polarizarea excesivă fac de foarte multe ori imposibilă colaborarea în atingerea unor țeluri comune. Noi în România ar trebui să avem proiecte, să fim concentrați pe proiecte, să avem un proiect de țară, așa cum fiecare dintre noi ar trebui să avem un proiect pentru comunitatea în care trăim, în comunitatea profesională, și lucrul ăsta necesită solidaritate și mai necesită un lucru, să recunoaștem între noi persoanele care sunt capabile să îndeplinească aceste proiecte și trebuie să-i aducem împreună, indiferent de opinia politică, să-i aducem împreună ca și profesioniști. Apartenența la un partid politic este o oportunitate de a încerca să aducem în planul administrativ al vieții de zi cu zi îmbunătățiri, schimbări, și ăsta este motivul pentru care eu cred că este important ca oameni care au experiență, hai să spunem, nu recunoaștere neapărat, pentru că lucrul ăsta trebuie să-l spună alții, nu trebuie să-l spun eu, dar care au experiență, să vină împreună pentru fiecare dintre domeniile pe care le cunosc și să încerce o schimbare în România. Împreună vom reuși acest lucru și cred că viitoarele alegeri ar trebui să fie un motiv de reflexie încât în Parlamentul României să existe proiecte comune care să fie sprijinite de oameni din toate partidele politice, iar deschiderea pe care mi-a arătat-o mie și pe care o va arăta și altor persoane din zona, să spunem, tehnică, tehnocrată, cum doriți dumneavoastră, este extrem de importantă pentru că lansează o nouă mentalitate politică în viața românească și cred că ăsta ar trebui să fie principalul mesaj pentru aceste alegeri. Să înțelegem că suntem membri ai unor partide politice, ajungem în Parlament și luăm decizii în interes național, mai puțin în interesul grupurilor din care facem parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitate, domnule președinte. Vi s-au lansat și alte invitații, inclusiv să fiți candidat la Primăria Generală a Capitalei. În acel moment ați refuzat să intrați în politică și să faceți acest pas. De ce în Partidul Social Democrat și de ce în Parlament? Propunerea care a fost onorantă, de altfel, pentru a participa la cursa electorală pentru Primăria Capitalei, am primit-o din partea unui alt partid politic, dar nu asta a fost important. E bine să accesezi zone pe care le cunoști și unde știi că ai o anumită expertiză. Eu mă pricep, dacă vreți, la modul în care ar trebui abordată și am ajutat cât am putut și o fac în continuare autoritățile, Ministerul Sănătății, prin expertiza pe care o am eu sau prin legăturile la nivelul organismelor internaționale din domeniul sănătății. Însă la partea de administrație locală, recunosc, mă pricep foarte puțin și cred că era impropriu să renunț la activitatea legată de sănătatea publică și să mă angajez într-o zonă pe care nu o cunoșteam și putea să fie pentru mine cel mult de reprezentare, dar mai puțin de expertiză. De ce PSD? Cunosc Partidul Social Democrat. L-am cunoscut, am avut ocazia, să știți că nu-l cunosc de mult pe domnul președinte Ciolacu, și
A fost o întâlnire deschisă, sinceră, fără condiții, și un lucru care m-a determinat să fac acest pas a fost legat de faptul că dânsul a înțeles un lucru pe care i l-am spus și pe care îl voi respecta și îl spun și dumneavoastră, cred că este foarte important. Eu mai întâi sunt medic și voi respecta totdeauna lucrurile care țin de conștiința mea profesională și în al doilea rând voi fi membru al Partidului Social Democrat. Și lucrul ăsta, domnul președinte, nu numai că l-a acceptat, dar m-a încurajat să am această atitudine. Și totdeauna când voi face ceva sau voi spune ceva în domeniul sănătății, pentru că, în mod evident, în Parlament, cu toate că se dezbat foarte multe probleme, eu voi fi legat în principal de zona sănătății, voi face acest lucru. De ce Partidul Social Democrat? Pentru că după această propunere și după această discuție care mi s-a părut nu numai sinceră, dar mi s-a părut o discuție care schimbă mentalitatea în politica românească, deci în afară de acest element, nu am primit o altă propunere în acest sens și nu cred că apartenența la un partid politic trebuie să fie considerată. Din păcate, există astfel de poziții în zona publică, trebuie să fie considerată o vină, trebuie spectrul politic, trebuie populat cu oameni profesioniști, fie că discutăm de zona de dreapta, fie că discutăm cu zona de stânga, și până la urmă cred că dacă suntem serioși, într-adevăr, putem să realizăm lucruri împreună. Important este să ajungi într-o zonă politică care are vocația construcției și care încearcă să schimbe mentalități, să schimbe o imagine care într-adevăr a fost foarte serios afectată datorită unor evenimente pe care eu nu vreau să mă refer, le și cunosc destul de puțin pentru că n-am fost conectat cu Partidul Social Democrat în ultimii ani încât să cunosc aceste lucruri îndeaproape, dar care în mod evident necesită în momentul de față o altă abordare și necesită o schimbare în politica românească. În luna iunie spuneați într-o declarație publică că numărul de cazuri real ar fi de 10-20 de ori mai mare decât... Da, l-ascultam pe domnul Rafila, care va deschide lista de parlamentare a Partidului Social Democrat. Ați văzut acolo inaugurat ca un politic. Sigur că lui s-a mai propus și ca primar, azi domnule, că expertiza lui este mai degrabă pe zona aceasta de parlamentar. Îi spunem bună seara colegului Răzvan Zanfir și continuăm acest test pe care îl facem zilele acestea. Bună seara, Răzvan Zanfir! Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Continuăm acest test care înțeleg că a stârnit niște nemulțumiri în rândul publicului, dar vă spun că e mai bine să testăm, inclusiv din punct de vedere tehnic, decât, Doamne ferește, la un moment dat să fim nevoiți să lucrăm în formula asta altfel decât ne-am fi dorit noi și să nu fim capabili. Da, deci preferăm zilele astea să fie un ușor disconfort în emisiune, dar să fim pregătiți dacă, repet, Doamne ferește, vreodată va fi nevoie. Da, momentan vă asigurăm că nu e nevoie în cazul în care există astfel de speculații, chiar nu e nevoie. În altă ordine de idei, domnul Buzăianu, că v-am ascultat puțin mai devreme, ca așa fiind, acasă sunt și un telespectator fidel al dumneavoastră, ce, Doamne iartă, mai vrut să spui cu inaugurarea lui Alexandru Rafila ca politician? Sau că va fi un tehnocrat. Poate că va fi un tehnocrat, poate că va opera ca tehnocrat, ca pandemist, poate că a fost adus acolo în parlamentar. Deci, domnul Buzeanu, Alexandru Rafila este un vechi membru al Partidului Social Democrat, în cadrul căruia a avut funcții de conducere în interiorul Departamentului pentru Sănătate Publică. Deci, Alexandru Rafila nu se înscrie acum în PSD. Alexandru Rafila acum se relansează în politica mare. Domnul Alexandru Rafila este un membru al Partidului Social Democrat cu o vechime impresionantă. Faptul că nu-l cunoștea pe domnul Marcel Ciolacu rezultă doar că n-a fost un membru activ în ultimii ani, dar are niciun fel de legătură cu realitatea de discuția privind identitatea social-democrată recent descoperită. Însu-i PSD-ist de foarte mulți ani. E membru de partid de foarte mulți ani. Dacă în ultimii ani n-a făcut politică activă, poate o fi suspendat ca membru, nu și-o fi plătit cotizațiile. Nu am idee cum se organizează în interior. Dar nu e niciun fel de surpriză faptul că Alexandru Rafila se afișează astăzi într-o conferință de presă cu Marcel Ciolacu. Că ei sunt PSD-ști de ani de zile, amândoi. L-am văzut, Răzvan, un pic mai devreme pe domnul Ciolacu ironizând această preocupare apropo de inaugurare a premierului în legătură cu spitalele. Domnule, sigur e important, dar
Asta le trebuie românilor. Păi exact despre asta e vorba, cu spitalele, nu? Adică au inaugurat un spital. Nu e un lucru rău ce a făcut Ludovic Orban. Dar, apropo de domnul Rafila, l-am văzut într-un prim moment în care a acționat politic, când a început să râdă de domnul Tătar. A avut un moment în care, mă rog, l-a atroznit râsul în legătură cu explicațiile, într-adevăr, un pic mai sinusoidale ale domnului Tătaru. Și de acolo, sigur că lucrurile au părut că intră într-o zonă de asta mai politicianistă. Și hai să-l ascultăm pe domnul Tătaru explicând, mă rog, cu capacitățile domniei sale de a explica situația în București, care este din ce în ce mai rea. Hai să vedem. Domnul Tătaru. Vorbim la nivel național, la spitalele de fază 3, spitalele județene și cele municipale care nu intră în tratamentul pacientului cu infecție SARS-CoV-2. După cum știți, săptămâna trecută am dat o circulară în care se pregăteau 10% din capacitatea de paturi ATI la nivelul acestor spitale, care vor avea circuite separate în eventualitatea creșterii numărului de cazuri din terapie intensivă. Iar astăzi s-a discutat și la nivel național despre o rezervă de paturi care pot fi în spitalele de fază 3, cele municipale sau cele județene. Deci, practic, nu vor fi angrenate toate spitalele, nu vor deveni publice. Toate spitalele vor avea o rezervă. Da? Și în funcție de evoluția din fiecare județ în parte, ele vor fi... Ce înseamnă această rezervă? 10% paturile de terapie intensivă și 15% din paturile totale. Dar e posibil că mă gândesc că poate în unele spitale nu e posibil acest lucru, adică se pot asigura circuitele? Circuitele sunt, în general, pentru spitalele pavilionare. Având în vedere spitalele mai noi, asigură aceste circuite. Cele mai vechi, în general, sunt pavilionare. Și ce se va întâmpla cu bolnavii care au alte afecțiuni? Vor fi din nou externați, dacă nu sunt cazuri în acest moment se face și evaluare la capacitatea fiecărui spital în parte. Niciun pacient cronic, se spune că o patologie acută nu va merge. Greu de discernut ce zice domnul Tătaru acolo. Răzvan, l-am ascultat pe domnul Tătaru explicând situația la ATI. Sigur că e o chestiune îngrijorătoare. Aș vrea înainte să punem într-un context. În urmă cu vreo oră a apărut și domnul președinte al Franței, domnul Macron, care a instalat starea de urgență în Franța și care de asemenea a fost întrebat ce credeți de într-o stare de nemulțumire a oamenilor în legătură cu capacitatea ATI. Adică de ce intrăm în stare de urgență și Franța n-a fost în stare să capaciteze spitalele în așa fel încât să suporte impactul cu acest virus în valul al doilea. Și el a explicat ce credeți, exact ce se explică și la noi, faptul că, sigur că se pot face paturi în continuare, capacitatea Franței de a oferi infrastructură medicală e destul de mare, nu au personal care să deservească. În Franța lipsesc 30.000, în Franța, nu în România, în Franța lipsesc din sistemul medical 30.000 de oameni. De ce lipsesc 30.000 de oameni? Sigur, sunt mai multe motive, dar unul dintre motive este faptul că au obosit să lupte cu acest COVID și acolo fug medicii de acest necaz și, practic, în momentul de față există o criză la nivel mondial și pe zona de personal medical. Radu, în Franța poate fug medicii de acest COVID. În România, medicii n-au fugit de acest COVID. Sunt foarte puține cazurile de medici care au dezertat în timpul acestei pandemii în România. Și noi am prezentat câteva astfel de cazuri. Dar sunt câteva astfel de cazuri. Nu putem vorbi de demisii în bloc din sistemul sanitar românesc pe motiv de pandemie. Da? Acum vă întrebați de ce au francezii puțin medici? Nu știu. Că francezii își plătesc medicii bine de ani de zile. Noi abia am început să-i plătim la justa lor valoare și suntem surprinși că nu avem destui medici. Dar întrebarea e, și în Franța sunt tot felul de dubioși care se întreabă de ce nu au, nu știu, 1.000.000 de paturi la ATI? Există și acolo întrebări de-astea? Întrebări de-astea rudimentare, de epoca de piatră, între ale logicii. Se adresează și acolo sau doar la noi în România avem senzația că un dulgher priceput îți face câte paturi ai nevoie și ai rezolvat problema de la ATI? Adică până la urmă, oricât de multe ar fi paturile, la un moment dat sistemul va ceda pentru că omul până la urmă generează această situație. Nu? Omul care nu înțelege să stea, doamne iartă-mă, un pic mai izolat în momentul de față, când sigur cazurile au explodat, ca să folosim acest termen dramatic, dar vă spun că nu e neacoperit de realitate. Între timp, zice domnul Tătaru, în legătură cu București, aș vrea să consemnăm, pentru că București e situația cea mai tensionată și am văzut că se tot încearcă să nu se intre cu Bucureștiul în zona roșie. Adică se tot încearcă această rată de incidență să se tragă de ea, să nu băgăm în rata de în zona
în zona roșie Bucureștiul și una dintre metode a fost scoaterea focarelor din numărătoare. Dom'le, focarele nu le mai numărăm pentru că ele nu mai livrează acest virus în cadrul societății. Altă situație... Plus că focarele nu intră în logica, vorbeam de logică, da? Da. Nu intră în logica transmiterii comunitare, da? Da, nu mai transmit comunitar focarele. Rata aia de incidență se referă la transmiterea comunitară, nu? Logic, da, logic. Păi și atunci nu are sens să scoți focarele din algoritmul de calcul al ratei de incidență? Are sens, așa cum cred că are sens să nu se calculeze rata de incidență la oamenii care au aici domiciliu, în sensul că aici dormi. Este puțin relevant cine doarme. Radu, hai să facem o scurtă pauză ca să-l ascultăm pe Klaus Iohannis. Klaus Iohannis. Brexit. Și aici lucrurile sunt încă destul de complicate. După părerea noastră, negocierea acordului cu Regatul Unit nu a făcut progrese suficiente. Este nevoie de accelerarea negocierilor și este evident că noi, Uniunea, continuăm pe calea începută, rămânem uniți, știm ce dorim, dar în același timp știm și că noi ne dorim un acord cu Regatul Unit. Așadar, echipa de negociere a primit încurajări din partea noastră să continue. Mai sunt puține săptămâni până la finalul anului, când aceste negocieri trebuie să fie finalizate. Pentru noi în România este clar și am spus acest lucru, noi ne dorim un acord, este necesar, este calea cea mai bună pentru a garanta un parteneriat solid între Uniunea Europeană și Regatul Unit pentru mulți ani de acum încolo și este evident foarte important și pentru cetățenii noștri care trăiesc în Regatul Unit, dar și pentru firmele noastre care fac afaceri cu Regatul Unit. Imediat după ce mă întorc în sala de Consiliu, vom începe discuțiile pe ținte climatice, o temă extrem de sensibilă, dar în același timp extrem de importantă și pentru noi. Este vorba de felul în care Uniunea Europeană își va seta ambițiile, cât de buni vrem să fim, cât de performanți vrem să fim, cum vrem să ne îngrijim de măsurile pe care le luăm ca să reducem impactul climatic total nefavorabil pe care putem să-l constatăm cu toții. Furtuni, căldură excesive, ierni excesive, este clar că ceva trebuie făcut. Există foarte multe discuții, există propuneri de ținte climatice și acum discutăm de fapt ținta pe care ne opunem până în 2030. Există propuneri din partea Comisiei, există propuneri din partea Parlamentului European. Astăzi vom discuta în profunzime cum vedem noi, liderii statelor, liderii guvernelor, această chestiune. Noi, eu, suntem dispuși să acceptăm ținte destul de ambițioase, dar nu sunt dispus să accept ținte foarte ambițioase necondiționat. Pentru noi este important să putem gestiona tranziția spre o țintă ambițioasă, asta însemnând, evident, să ne alegem singuri, să fim lăsați să ne alegem mixul energetic și este de asemenea foarte important să putem să ne alegem cum facem tranziția, ce fel de energie folosim. De exemplu, pentru România este foarte important ca în faza de tranziție să folosim gazul natural, de exemplu cel din Marea Neagră. Deci sunt condiții pe care le voi exprima foarte clar. Pe de altă parte, sunt dispus să discutăm ținte climatice ambițioase, fiindcă aceste lucruri sunt foarte importante
și pentru noi în România, pentru societatea românească. În final, o chestiune puțin mai particulară legată de COVID-19. Din păcate, chiar astăzi, președinta Comisiei a intrat în autoizolare după ce ne-am salutat la începutul ședinței. În cazul meu, nu există niciun pericol, am păstrat distanța, am avut amândoi mască și doamna von der Leyen a fost testată negativ chiar în această dimineață. Însă, cu această ocazie, reiterez importanța extraordinară a măsurilor preventive. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă n-aș fi avut mască, sau dacă doamna președintă n-ar fi avut mască, sau dacă n-am fi păstrat distanța. Este evident că instrumentele de care dispunem pentru a îngrădi răspândirea acestei boli sunt în esență simple, sunt la îndemâna noastră. Este masca, este distanța, este igiena mâinilor și atunci suntem mult, mult mai siguri. La noi în țară, din păcate, și astăzi am fost foarte amărât când am citit că avem iarăși peste 4.000 de cazuri. Dragi români, respectați aceste reguli simple pentru ca împreună să putem să îngrădim răspândirea acestei boli. Vă mulțumesc! Da. Ne auzim? Gata? L-am ascultat pe președintele României cu această intervenție de la Bruxelles. Am văzut și un anunț al lui Rareș Bogdan, care a explicat că situația se complică epidemiologic acolo. Mă rog, ați văzut că, sau la măsuri, ați văzut ce bine a fost că a purtat mască, dar aș vrea, Răzvan, să amintesc că l-am ascultat pe președintele României vorbind așa cu un calm legat de niște proiecte, de niște treburi și mă gândesc că poate va intra și el în această incidență și va explica faptul că, domne, până la urmă trebuie să trăim acest virus ca pe ceva normal. Haideți să ne vedem de treabă, să facem alegeri, haideți să încercăm. Poate va intra președintele României pe modelul suedez și atunci aș fi foarte curios să-i văd cum se poziționează pe istericii antipandemie. Fi un moment interesant. Cât vă foarte relaxat pe președinte, Răzvan? Păi dacă prin absurd, ceea ce sper totuși să nu se petreacă, dacă prin absurd oamenii politici de dreapta vor vorbi despre o relaxare totală, o imunizare în turmă și un model suedez ce ar putea fi toate acestea aplicate în România, fii sigur că vor ieși în Piața Victoriei sau la arhitectură aceiași propagandiști prin proxy ai Partidului Social Democrat să spună câte victime au existat în Suedia, cum și-au cerut guvernanții din Suedia scuze pentru morți și cum articolul din Constituție privind asigurarea sănătății publice nu e respectat. Asta vor face. Deci eu propun să facem abstracție de cei care protestează într-un spirit ăsta coronasceptic în aceste momente, că numai cu libertatea n-au ei vreo tangență și cu ideea de antidictatorie, dictatorială, o idee antidictatorială, pentru că oamenii sunt propagandiști antiguvernamentali, antipreședinție, dar printr-un proxy. Spre deosebire de pesediști, de pro-româniști și de toți ceilalți care își asumă o identitate de asta politică, ăștia vin și cu tot felul de potești de astea nepătătorite. Stai, domnule, că eu am venit pe păcărarea asta de ortodoxie. Da, dar Biserica Ortodoxă nu-i de acord cu tine. Da, dar știm noi. Ăștia la ții vin pe zona de unionism. Da, deci trebuie să facem acum Marea Unire a Românilor. Stai un pic, Marea Unire a Românilor, să vedem cât mai rămâne după pandemia asta. Vedem cine se mai unește cu cine. Ăla ții vin pe naționalismul ăla frenetic, dar promovează teze rusești. Păi ce naționalist ești, mă, tu, să promovezi teze rusești în condiții în care Rusia de astăzi încă nu și-a cerut scuze până la capă pentru ce a făcut Rusia de ieri, iar ambasada Rusiei la București rulează în online filmulețe în care denaturează adevărul istoric. Deci, păi deci anti-româniști cu tezele astea rusești. Nu poți să vorbești despre naționalistul care a șters cu burete tot ce s-a întâmplat în era sovietică. Deci aș vrea să îl consemnez pe domnul Ciolacu,
mă rog, cu această atitudine pe care o tot are, de fiecare dată când apare, sigur, e normal că ești în opoziție, asta te facă opoziția. El vine și critică felul în care se desfășoară evenimentele și cum sunt scăpate ele de sub control. Dar există o suspiciune rezonabilă a noastră pe care am mai ambalat-o, dacă te aduci aminte, și în stare de urgență, când tot apăreau oameni care nu respectau măsurile, existau tot felul de focare de isterie de genul acesta, cel puțin în zona romă, să zicem, au fost în perioada Paștelui. Deci, practic... Hai să nu etnicizăm discuția. Da. El vine, domnul Ciolacu, vine să conteste felul în care guvernul își face treaba, dar pe undeva am senzația că prin acești proxy ei instalează așa un soi de nerespectare a regulilor prin tot felul de mecanisme de-astea de gestionare a ideii. Una dintre idei... Fără proxy, dar și fără proxy, că gândește-te, Marcel Ciolacu, într-un moment în care toată lumea apărea cu masca pe față, dânsul nu purta masca, are o deviație de sept, au apărut medicii și au spus, domne, inventează altă scuză, că nu e bună. Uite, da. Aici e cu mască, aici dar de câte ori nu l-am văzut fără? Aici este cu mască, dar poate fi găsit ușor și fără. Bun, asta e situația. Până una alta, hai să mergem să vedem care e situația de la ATI, unde avem de-a face astăzi cu un record. Dacă acest record mai îngrijorează pe cineva, sau poate ne obișnuim și cu starea aceasta, că până la urmă bucuroși le-am duce toate. În ultima perioadă, pandemia a accelerat halucinant în România. De la o săptămână la alta, numărul de pacienți nou diagnosticați a crescut, iar numărul celor din ATI devine extrem de periculos pentru sistemul medical. Acum am ajuns la numai puțin de 721 de pacienți internați în secțiile de terapie intensivă. Cât despre numărul de cazuri noi, rămânem tot peste pragul de 4.000, în ultimele 24 de ore, înregistrându-se 4.013 noi îmbolnăviri. Niciun sistem de sănătate public, de sănătate din lume nu poate să facă față unei creșteri exponențiale a numărului de cazuri. În următoarele două săptămâni, numărul de cazuri va crește. Deci nu este niciun îndoială aici, pentru că în fiecare zi noi vedem rezultatul a măsurilor de acum două săptămâni. Nici astăzi încă nu s-au luat măsuri drastic în ce înseamnă purtarea măștii, respectiv o campanie eficientă, constantă de informare, educare și amenzi pentru nepurtarea măștii și obligativitatea purtării măștii în spațiile publice, care ar fi avut șanse ca în două săptămâni să înceapă să scadă. Nu s-a luat această măsură, deci numerele vor continua să crească. Vom vedea scăderea numărului de cazuri abia când se va intra în lockdown. Iar Bucureștiul conduce detașat cu 777 de infectări, clasamentul fiind completat de Cluj și Iași cu 227, respectiv 200 de cazuri noi. În urma celor 777 de cazuri noi, capitala se apropie de pragul de 3 privind rata de infectare la 1000 de locuitori, prag la care se poate discuta despre impunerea scenariului roșu, care prevede închiderea școlilor, restaurantelor, teatrelor, cinematografelor, dar și purtarea măștii în orice spațiu deschis. Măsurile, cu cât se iau mai repede, cu atâta se va coborî înapoi sub marja de 3 la 1000. Prima măsură care s-ar putea lua și care ar putea să minimizeze timpul în care școlile sunt închise, în care restaurantele sunt închise, este obligativitatea purtării măștii oriunde în afara locuinței. Spații deschise, spații închise, să nu conteze. Da, există un grad de disconfort, dar această măsură va amâna cât mai mult posibil perioada de carantinare, practic, carantină parțială care va urma. Și eu nu am nicio îndoială că se va ajunge la 3 la 1000, nu doar în București, în toate orașele mari, unde avem aglomerări urbane mari. Da, una dintre probleme este și faptul că orice măsură se ia este automat contestată isteric de către toată lumea, pentru că senzația este că nu avem de-a face cu o pandemie, ci cu o simplă răceală. Răzvan, înainte de publicitate, cum comentăm evenimentele? Da, nu contează, mă, ce spun specialiștii, nu contează ce spune nimeni. Văd că nu contează nici ce spunem noi, că mă uitam la câteva comentarii pe Facebook, lumea e disperată să vadă de la noi un rezultat, nu știu, corona pozitiv. Cred că am spus în fiecare ediție de ce realizăm emisiunile în formatul ăsta, văd că nici pe telespectatorii noștri nu interesează suficient de mult. Asta e regulă, să aibă răbdare până luni când ne vom decide să reluăm emisiunea în formatul clasic, pentru că nu toate lucrurile în viață sunt plăcute, inclusiv și formatul pe care îl abordăm. Uite, poate credem că e bine să fim pregătiți, chiar dacă unora nu le place, domne, diferența de imagine sau luminozitatea și contrastul pe care le avem pe față. Sunt convins că multora nu le convin măsurile restrictive, dar fără măsurile astea restrictive s-ar putea să nu le convină nici trecerea în viața de apoi. Dar sigur că da, când o să prezentăm primarul Dâmbrăila fericit că mai bine trăiește 4 ani ca un vultur decât o viață întreagă umilit,
o să înțelegem exact psihologia umană care stă în spatele acestor abordări. Da, apropo de apoi, luăm o scurtă pauză, apoi ne întoarcem. Acum lucrurile, deși stau foarte rău, nu avem motive să credem în mod serios că nu vor fi alegeri parlamentare în decembrie. Dacă nu se decretează stare de urgență, șansele sunt să se continue cu alegerile parlamentare. L-ați văzut pe domnul Rafila prezentându-l pe, pe președintele Partidului Social Democrat, îți scap pe numele. Prezentându-l pe domnul Rafila, pe domnul Ciolacu, prezentându-l pe domnul Rafila, și am văzut o felul de scandaluri care s-au uscat și în Partidul Social Democrat și uite că și în USR se manifestă aceste scandaluri, în sensul în care tot felul de oameni importanți de acolo sunt scoși de pe listă și băgați alții care sunt mai degrabă servili, exact ca la Partidul Social Democrat, servili puterii. Și ne întoarcem, Răzvan și doamnelor și domnilor, la Oli Ardelean, cu care am mai stat de vorbă în urmă cu ceva timp, cred că un an, nu, la alegerile prezidențiale, Răzvan, nu? Când am vorbit. Atunci am vorbit pentru că atunci a generat un subiect în sensul în care a fost criticată doamna Oli Ardelean pentru că ar fi pus sub semnul întrebării capacitatea lui Dan Barna de a fi un președinte bun pentru România. E, pentru că a avut aceste îndoieli, pentru că nu l-a considerat infailibil pe Dan Barna, conducerea USR a sancționat-o. E, ce ni s-a explicat nouă? Că noi am săpat un pic aici. Am vrut să vedem dacă USR poate să fie altceva. Față de PSD, față de PNL, față de PMP, față de partidele vechi sau formate de oameni vechi. Am vrut să vedem dacă în USR lucrurile sunt ceva mai transparente. Am săpat și am descoperit că, de fapt, doamna Oli Ardelean reclamase de-a lungul timpului o serie de nereguli. De nereguli săvârșite în interiorul partidului, da? Nu fapte de corupție, dar nereguli. Deci era un fel de avertizor de integritate, Răzvan. Și aș vrea să... Avertizor de integritate intern. Și unul dintre... Deci pentru că avertizorul de integritate promovat de USR în societate n-a prea fost promovat și în interiorul partidului, conducerea centrală a decis că Oli Ardelean trebuie sancționată. Astăzi vorbim cu Oli Ardelean și o întrebăm ce poate să ne spună despre modul în care au fost întocmite aceste liste, pentru că noi am sesizat așa. Dispar în viitorul Parlament oameni precum Mihai Goțiu, oameni precum George Dircă, deci secretar al Senatului, președinte al Comisiei pentru Constituționalitate, membru, singurul membru USR din Comisia Juridică din Senat în perioada aia cruntă a legilor justiției, pus pe un loc neeligibil la Senat. Dispar oameni precum Emanuel Ungureanu, un avertizor de integritate pe zona medicală din România extrem de cunoscut, și mulți, mulți alții. În București, de exemplu, Berceanu. Observăm cum pe primele două locuri se află cuplul politic și nu doar politic, Claudiu Năsui, domnișoara Prună, și singurul om din garda veche încă aflat pe o poziție cât de cât eligibilă e Cristian Zeidler. În rest, la revedere drumul. A, pardon, se mai găsește și un nene, Tudor Pop sau ceva de acest gen, probabil cel mai ascuns parlamentar USR din acest mandat, un om pe care l-am văzut în niște imagini în campania electorală din 2016 și, spre amuzamentul meu, l-am și avut invitat într-o emisiune. Dacă difuzăm înregistrările alea, cred că își refac ei listele. Adică o prezență, din punctul meu de vedere, da, hai la să, limită... Răzvan, hai să zicem bună seara la Oli Ardelean. Bună seara, ne auzim? Da, Oli Ardelean, citeam, mă rog, hai să trecem un pic în, să aducem aminte scandalul pe care l-ai iscat tu, în momentul când ai consemnat faptul că strângerea de semnături pentru alegerile prezidențiale în favoarea domnului Barna prezentau tot felul de nereguli. De aici s-a plecat cu discuția. Și acum cel care a produs acele nereguli, înțeleg că este pe listele parlamentare, domnul Necula, nu? Problema nu a fost cu listele pentru parlamentare, problema a fost cu listele de la fără penal din 2018. Așa, da, bun, am sesizat atunci, în 2018, bun. Problema internă, am încercat să o rezolv intern. Intern nu s-a rezolvat, a existat degeaba. Frustrată cumva că vedeam că practicile astea de apărat oameni au făcut chestii notoare intern, dacă sunt stoial, pentru că asta Barna asta mi-a spus mie, că are nevoie de Ciprian Necula și nu poate să-l sancționeze, a spus mie în privat. Ciprian Necula este cel care a strâns semnături atunci, nu? Ciprian sensul... Necula nu este cel care a strâns, nu el a strâns personal atunci, semnături, el era responsabilul național pe proiectul fără penal și el a recunoscut în birou național că au venit niște oameni de la această firmă de promotări și el
s-a uitat pe semnături care nu erau asumate în partea de jos și arătau foarte grav, adică erau sute de pagini cu același M la semnătură, în zona de semnătură, de exemplu. Arătau? Bun. Se vedea cu ochiul liber și el le-a acceptat și a dat bani din banii USR acelor oameni. Asta inițial și ulterior el pretinde că a verificat două CNP-uri din listele alea și erau CNP-uri reale. Da, CNP-urile erau reale, dar semnăturile erau false și s-a dovedit ulterior că inclusiv datele din buletin erau falsificate, pentru că noi am găsit înregistrări printre acele semnături cu același CNP, același nume și date de buletin diferite. Deci era clar dată. Am amintit momentul de la care s-a plecat și acum înțeleg că acest domn se află în voia domnului Barna, este consemnat ca fiind pe lista de parlamentare, ceea ce sigur e un pic Este mai stran. Mult decât în voia domnului Barna, este Ciprian Necula de ieri deputat USR. Nu este pe listele pentru alegerile viitoare, este deputat USR, pentru că deputatul USR de Ilfov, Cornel Zaina, a dat demisia săptămâna trecută. Și nu s-a uitat, sau nu știu ce s-a întâmplat, dar nu s-a uitat care e votorul pe listă după el, sau nu i-a păsat. Și acum ei în Biroul Național l-au validat pe acest individ, care mai este membru USR pur și simplu din simplu fapt că ei nu au analizat niciodată ce s-a întâmplat atunci cu semnăturile false. Pentru că niciun om căruia i-ar fi păsat de legile țării și să avem oameni integri în partid, nu l-ar fi acceptat pe acel om să rămână membru USR. Și totuși, el nu este doar membru, este membru ăsta deputat. Noi în această emisiune ne-am declarat niște simpatizanți ai campaniei fără penal, pentru că, mă rog, poate e o chestie de generație sau e o chestie de conștiință, dar chiar credem că țara asta e aici unde e, într-o poziție neplăcută, pentru că s-a furat prea mult. Și eu sunt un simpatizant al campaniei fără penale. Am strâns sute de semnături. Toți suntem în stradă. Dar cum ar fi pentru cei care simpatizează această campanie și care au crezut în ea și care au semnat pentru ea, așa, să descopere că s-a făcut o mică faptă penală în desfășurarea ei? Adică nu e practic cel mai urât oximoron pe care îl puteam întâlni din partea USR? Ba este. Și e păcat că Ei ar fi trebuit să vorbească ei atunci despre asta, pentru că era vorba de 25.000 de semnături false din un milion. Alea puteau pur și simplu să fie scoase, dar nu știu de ce ei au ales să nu vorbească despre asta, să nu încerce să afle cine e vinovat, să nu încerce să sancționeze vinovatul. Da, a fost o decizie... Pur și simplu să ascundă, tot. O decizie simptomatică, pentru că ne aflăm într-o zonă pandemică pentru domnul Barna și acum iată-l aflat din nou în centrul acestor dispute, pentru că după criterii care nu țin neapărat de integritate, scoate oameni de pe listele de parlamentare și bagă alți oameni care sunt mai degrabă fideli lui. Nu știu dacă Dan Barna poate fi tras la răspundere pentru că scoate pe cineva de pe liste. Nu, în mod direct. Despre modul în care filialele și-au stabilit listele, da, fără să aibă niciun fel de logică cu ceea ce înseamnă continuitatea unui mandat, continuarea unor proiecte sau sancționarea unor oameni care au comis niște nedreptăți sau nu s-au ridicat la așteptări. Că nu cred că are cineva ce să le reproșeze domnilor Boțiu, Ungureanu, Dircă și mulți alții care nu se mai găsesc acolo. Presadă, na? Sau Vlad Alexandrescu, nume grele, care nu se mai regăsesc pe listă în aceste momente. Sigur, le poate reproșa ceva cetățeanul, care s-a simțit sau nu s-a simțit bine reprezentat de acești parlamentari. Dar pentru partid, ce mari greșeli au comis ei astfel încât să nu li se permită să-și continue mandatul și să vină niște oameni cu experiență zero? Am văzut cine înlocuiește în partid. Da? Nu-i ca și cum au venit mari somități ale lumii academice, științifice, culturale și civice românești și au plecat acești mediocri. Da, Olia Ardelean, te ascultăm. Ok, există singur caz în care Barna e vinovat că el direct, sau mă rog, el și ceilalți din Biroul Național care sunt de partea lui au scos oameni de pe listă și e cazul din diaspora în care a fost invalidat preferatul, adică primul care a fost votat de membrii USR plus diaspora, Vlad Teohari, pentru singura lui crimă de a fi semnat
o scrisoare în care spuneau că nu e normal să dea afară din partid oameni care sesizează nereguli cu o decizie. Ok, asta e o singură instanță. Apoi, voi întrebați de ce au fost preferați anumiți oameni mai degrabă mediocri decât unii mai competenți. Da. Și răspunsul e foarte simplu. Ei cred că își dau seama că pierd electorat când fac lucrurile astea, dar au ajuns într-un punct în care nu mai contează că pierd procente, cât timp oamenii lor sunt primii pe listă, deci intră oricum și cu un scor de 10%, să zicem. Nu mai contează asta, pentru ei contează mult mai mult să-și securizeze puterea în interiorul partidului. Și atunci nu permit cumva sau încearcă să nu ajungă pe primele poziții sau pe poziții eligibile decât oameni care sunt controlabili. Și în mod evident, Florina Presadă, Vlad Alexandrescu, Goțiu și ceilalți nu au fost, da. Adică știu cazuri, am exemple clare de momente în care nu au fost controlabili. Da, adică Goțiu este printre cei care au postat scrisoarea respectivă, de exemplu, anul trecut. Da, Olea, de la mulțumim pentru intervenție și pentru clarificări. Răzvan, în 2 minute câte au mai rămas. Deci, practic, criteriul de integritate este subordonarea față de conducere, ceea ce îi plasează pe oamenii aceștia exact în stadiul în care sunt și partidele pe care ar vrea să le înlocuiască. Și atunci, de ce să înlocuim partidele astea cu oamenii ăștia care... Nu știu, Radu, dacă e vorba de integritate. N-am niciun fel de informații cu privire la integritatea celor care vor ocupa acum locurile eligibile pe listă. Eu doar sesizez că sunt oameni acolo care au făcut performanță parlamentară, oameni care n-au consumat 4 ani legislativi doar pe sume forfetare și călătorii. Sunt oameni cu care noi ne-am certat în direct de multe ori, dar ne-am certat pentru că poate aveam puncte de vedere sau ne convenea nouă, ca jurnaliști, modul lor de a face politică, dar nu se poate pune problema unor oameni mediocri din punct de vedere politic sau care să nu fie livrat la nivelul așteptărilor USR. Doamne, iartă, mai țin minte când ne-am ridicat în platou pentru că Emanuel Ungureanu nu răspundea unei întrebări? Da, dar totuși era un tip bătăios care a făcut lucruri consemnabile. Stai, problema noastră era cum răspundea Emanuel Ungureanu unor întrebări. Nu că Emanuel Ungureanu n-ar trebui să fie deputat în viitorul legislativ. Asta e mare chestiune. Și apar acolo tot felul de personaje. Unele nu există din punct de vedere public, unele există și nu e în interesul USR că există din punct de vedere public și oricum dispar niște nume care îți spun responsabilitatea cuvintelor pe care le folosesc. Sunt oameni care au făcut performanță parlamentară în mandatul lor. Bun. Și pe aceștia USR nu-i mai așează pe poziții eligibile. Cine poate oferi un răspuns altul decât ne-a oferit Oli Ardelean, e rugat să scrie pe adresa redacției sau pe pagina noastră de Facebook. După o scurtă pauză ne întoarcem cu primarul ales al Capitalei, cu Nicușor Dan, care este în momentul de față în centrul unui scandal extrem de straniu, unei situații, unei conjuncturi extrem de straniu. Hai să vedem după pauză despre ce e vorba.